tuturor! Bun venit pe canalul meu! Dacă ești nou, vreau să mă prezint. Mă numesc Maria, sunt fotograf, videograf și lucrez împreună cu partenerul meu la proiectul Mari Miriam Style, care este un blog despre frumusețe, modă, călătorii. De obicei, pe acest canal, noi publicăm videouri de călătorii, însă, fiind fost make-up artist, nu pot să rezist să nu înregistrez câteva tutoriale, mai ales că sunt niște machiaje care le-am purtat în momente prețioase și am zis să împărtășesc cu voi modul în care am realizat acest machiaj. Motiv pentru care dacă ești nou pe canalul meu de YouTube, te invit să te înscrii la acest canal, să dai click pe clopoțelul acela pentru a primi notificare de câte ori public câte ceva pe canalul meu. Am terminat de stilizat sprâncenele cu acest produs de la Anastasia Beverly Hills. Este un brow pen, așa se numește, în nuanța dark brown, după care cu un alt gel de la Anastasia Beverly Hills le-am fixat pentru că îmi doresc să reziste. Produsele astea oricum au termen de expirare și după deschidere, așa că e bine să le folosim la timpul potrivit. Cu o pensulă tot de la MAC, cu care am aplicat mai devreme SPF-ul, voi aplica produsul. Din păcate, eu mai am foarte puțin în sticluță, dar asta nu înseamnă că nu pot folosi. Voi prelua o cantitate cam așa, în cazul meu. Voi folosi această paletă de la MAC, pe care o să pun produsul și voi prelua de aici cu pensula. Nu are o acoperire foarte mare, însă, sincer să vă zic, este un produs foarte frumos, cu un finish extraordinar și nu l-aș schimba cu nimic în lume momentan. De obicei nu folosesc această pensulă, vreau să-l întreb pe George dacă mi se vede oglinda în camera. Continuăm. Aplic primul strat, pentru că doresc să arate foarte natural. Trec la următorul, dar voi schimba pensula. Iau o pensulă pe care de obicei o folosesc cel mai des, deși am mai multe, și acesta de la MAC, aceasta tot de la MAC. Deocamdată să știți că preferata mea este aceasta, nu știu dacă se mai găsește, este numărul 130. O să mă opresc. Deci nu o să urc foarte aproape de ochi, că nu este cazul. Acolo vom aplica un produs potrivit acelei zone și mă refer la un anti-charcan. Continui să stratific și să omogenizez cu acest fond de ten culoarea pielii. Următorul produs pe care o să-l aplic este acesta, un anti-charcan de la MAC, Pro Longer Wear. În cazul meu folosesc nuanța NC25. O să pun aici foarte puțin, cam atât îmi ajunge. Cu această pensulă o să iau un pic de concealer, voi aplica aici, 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 zona centrală a nasului, pe bărbie, în centrul frunții și cu pensula de fund de ten merg și omogenizez totul. Vreau să pun puțin și pe pleapă. Urmează să setăm totul cu un alt produs de la MAC, Studio Fix se numește, este un fel de pudră. Eu folosesc nuanța NC30. Trebuie să fim foarte atente pentru că dacă punem foarte multă pudră în zona aceasta, este posibil să accentueze ridurile pentru că pielea este foarte subțire acolo și mereu în mișcare. Eu încep de obicei cu zonele centrale. Iau acest produs de la Dior.
cum vedeți, l-am folosit foarte, foarte mult pe acesta. Mișcări circulare, de obicei încep chiar să conturez mai întâi fața, fix de sub osul zigomatic. Accentuez mult rădăcina firelor de păr, după care încet, încet, cam până aici mă opresc. Vom contura și ochii. Fetelor, dacă vă place să vă machiați și vreți să fiți independente, vreți să aveți acea libertate de a fi frumoase și să potriviți machiajul ținutelor, eu vă sfătuiesc să faceți un curs de automachiaj, pentru că este foarte important să ne cunoaștem trăsăturile, să le punem în valoare și totodată să potrivim machiajul ținutelor și totodată locului unde ne aflăm sau pe care va trebui să îl vizităm. Pe mine foarte mult m-a ajutat că să pot să mă machiez singură. Ok, următorul pas va fi să creionez într-o zonă în care n-aș fi crezut vreodată că o să fac chestia asta, și anume aici. Nu e mare diferență la prima vedere, dar credeți-mă că se vede. Ridic un pic această zonă ca nu cumva să creionez mai mult. Și după cum vedeți, am conturat. Având ochii mici, este potrivit, eu zic. O să iau un creion negru. Eu am unul de la Dior, nu mai știu cum se numește. Și voi trasa o linie fix până unde se termină genele. Același lucru fac și aici. Având ochii mici, nu e cazul să trasăm o linie groasă. O altă pensulă de la MAC, 228. Voi blendui această linie pe care am trasat-o. Nu trag pielea, ci doar îmi sprijin mâna aceasta pe mâna aceasta. Foarte finuț. Acesta este machiajul pe care, adică structura machiajului pe care l-am purtat și de Crăciun. Putem schimba nuanțele cardurilor sau pigmenților pe care îi folosim. Cu acest produs de la Dior, cu acesta, și cu o pensulă de la MAC 230, o să merg să mai umbresc puțin pliul. Da, după care om la cealaltă pensulă. Trebuie să încălzesc un pic și zona aceasta. Cred că acest produs de la Dior. Că o să încep mai întâi cu acesta. Greu de precis. Acesta este machiajul pe care l-am realizat cel mai des în ultima vreme. Nu sunt mulțumită cu finish-ul pe care îl avem, pentru că îmi doresc ceva mult mai intens. Așa că o să trecem la acesta. Ia uitați cum arată. Diferența.
Dragilor, am ajuns la următoarea etapă și mai exact vreau să conturez și să fixez creionul pe care l-am aplicat mai devreme cu un fard negru de la Urban Decay. Este un negru foarte intens, se numește Blackout. Fac acest lucru pentru că oricum intensifică privirea. O să merg și undeva în colțul intern al ochiului, chiar la început. Așa iau cu degetul prin presare. Sunt atât de finuți acești pigmenți că da, atât de frumos arată. A început să-mi placă machiajul mult mai natural, adică în culori naturale, dar în ultima perioadă, mai ales de când am descoperit paleta aceasta de la Nabla, nu rezist să nu fac toate aceste combinații, de să stratific pigmenții. Extraordinar. Da, eu zic că ajunge. Ok, următoarea etapă, vom aplica gene. Am aceste gene care sunt mici. Am și aceste gene de la Cupio. Am folosit câteva, dar niciodată în combinația aceasta, dar e momentul acum. O să iau un pic de lipici de la Duo. Am încercat foarte multe, inclusiv varianta lor care o au pe negru, dar pentru mine aceasta este varianta cea mai ok. O să pun un pic de Duo, nu foarte mult, cam, haideți să zicem cam așa, și așa este cam mult, dar e ok. După care, cu o pensetă, o să iau, trăgând ușor, de genuțe, vedeți, cam așa, acestea fiind mici, o să încep cu colțul intern al ochiului, dar de obicei încep de la colțul extern. Și am aplicat-o. Acestea, în schimb, le putem lua fix invers. Ceva de genul acesta. Genele sunt aplicate, le-am lăsat puțin să se usuce, iar acum trecem la rimel. Acesta este look-ul final. Sper că vă place, sper să-l recreați și voi. Aștept în comentariile voastre părerile pe care le aveți în legătură cu acest machiaj, dacă l-ați purta, unde l-ați purta, chiar sunt foarte curioasă. Iar în cazul în care îl recreați, mi-ar plăcea să îmi dați un tag pentru a vedea ceea ce v-a ieșit, pentru că aș vrea să știu, să văd cum arată la voi, cum e la voi situația. Poate aveți o idee mai bună decât a mea. Așa că, dragilor, dacă ați recreat acest look, sunt foarte curioasă să văd ce ați făcut, pentru că poate la rândul meu o să am de învățat de la voi. Vă mulțumesc pentru că ați stat cu mine până la sfârșit. Sper să ne vedem data viitoare. Ciao! Salut!